Cauți jocuri ieftine și nu găsești? E bine, Eneba este locul perfect pentru tine. Aici poți găsi o varietate de jocuri de diferite categorii la cele mai mici prețuri. Linkul în descriere. Salut tuturor și bine m-am regăsit la o nouă serie de pe acest canal. Astăzi jucăm Minecraft și începem o nouă serie și anume una de Skyblock, dar una de Skyblock nu pe orice server și anume pe serverul mcratoni.ro, vedeți acolo în dreapta, pentru că acesta este serverul lui Sinner 22 și pentru că și-a deschis server nou, am decis și eu să fac o serie de Skyblock pe această serie, pentru că n-am făcut în viața mea o serie de Skyblock, nu mă prea pricep, așa că o să cam redez de mine. Dar nu uitați de like, subscribe, follow pe Instagram, aveți link în descriere și tot în descriere aveți link spre Eneba dacă cumva vreți jocuri ieftine. Da bun, și aici scrie bun venit Sandu 28 pe insula ta. Spargem acest sign și văd că, auliu, stai că l-am pus din nou. Văd că aici avem chestii de început, avem și noi un kit start aici, nu mă prea pricep foarte mult la Skyblock, am făcut câteva monede în dreapta, arată câți oameni sunt online, dacă vreți și voi să intrați pe acest server este mcratoni.ro, este alpiul, vedeți acolo în dreapta, este serverul lui Sinner 22 pentru cei care îl știu și eu o să omor acest Enderman pentru că sincer mă cam nervează cum se aude și îmi dă damage. Ok, fighting sus acolo, nu mă prea pricep v-am zis, dar din ce, și îmi pare așa că vreau să-l omor și pe ăsta. Dar din câte înțeleg eu, este că aici trebuie să facem un spawner de stone, pentru că nu avem foarte, foarte multe resurse. Și de ce nu să facem un spawner de ăsta? Bun. Cum îl făceam? Că dacă sincer eu nu mai țin minte. Bun, din câte știu, trebuia să pun asta aici. Și cred că trebuia să pun unul de ăsta aici, doar că dacă se topește, ai topește-te, te rog. Eu vreau să topească ăsta, stai, ăsta e aici, deci dacă sparg se face apa automat, bun. Eu din câte am învățat din strategiile mele, stai că n-am auzit că am copac aici. Din câte am, ăștia pe chat scriu, nu știu ce scriu ei, mi-am dă, da, uite că mi le dă. Bun, asta e insula mea aproximativ și vreau să mai sparg câteva de alea. Vreau câteva lemn în plus. Nivel ridicat foraging de la 2 la 3, pentru că am mai spars câteva. Și ce-mi scrie recompensă? One strength. Ok, deci am un strength. Abilitatea deblocată forager a fost deblocată. Nu știu ce înseamnă forager neapărat, dar nu contează. Vreau să facem un crafting table aici. Uite, facem așa un crafting table rapid. Nu pot să-l pun pe ăsta mână, pentru că acolo e meniul gen. Și vreau să facem niște scări. Merge să... Oh, merge să le fac și așa bine. Și acum, eu din câte știam, eu trebuia să fac, nu așa, nu trebuie să-l pun așa, poate vezi că sporge ăsta destul de rapid, ce are ăsta? Are, are topor de raton, deci aparent un raton aici. Și acum trebuie găleata cu apă să o luăm și să o punem aici. Și acum o să se facă stone infinit, din câte înțeleg eu, da. Deci cam așa am învățat eu în viața asta, în Minecraft-ul ăsta, să fac fermă infinită de cobblestone. Doar că trebuie și un loc unde să stăm, adică aici. Nu avem un slab, din păcate, dar nu e problemă că facem uite un slab de ăsta, să fie și frumos, nu doar practic. Și acum trebuie să stăm aici și să spargem cobblestone foarte mult. Însă noi nu o să spargem foarte mult, pentru că printre primele episoade acesta și printre următoarele două episoade o să mă, că momentan o să mă învăț ce și cum și după o să încep să fiu și pro player la Skyblock, dar momentan ne învățăm cu banii, cu chestii, cu de-astea. Bun, facem și un pickaxe de ăsta de stone. Și ce vreau să fac este să merg puțin până la spawn și din câte am înțeles este o... pentru cei care nu au fost pe acest server, nici eu n-am fost foarte mult pe el. Aici este harta Skyblock unde aveți fiecare de astea, uite, aveți pescărie, mină, arenă, PvP, pădure, nether și piață. Nether aparent în regiunea 5, deci în partea aia. Și asta e spawn-ul, da? Deci, hai să plecăm puțin până la mine, pentru că am văzut că acolo în mină sunt niște task-uri foarte interesante, niște quest-uri, care ne dau bani nouă. Și eu vreau să încerc să fac bani, pentru că nu mă prea pricep, trebuie să cumpăr acum coins și cred că eu cu acum coins o să pot cumpăra... cum se cheamă, de astea, diferite iteme, chestii, trestii. Nu știu, o să ne dezvoltăm destul de mult pe această server. Uite, am intrat și în mină, punem și pickaxe-ul ăsta care cred că sparge mai rapid. Ce avem așa? Prima misiune se minează 50 de stones. A început deja acest quest, de ce? Ok, o să spargem și să vedem dacă facem 50 de ăsta. Ok, deci acum am primit mesaj că ai terminat quest-ul numărul 1 a minerului și ai primit în schimb 250 de dolari, mergi înapoi la miner ca să-ți iei alte quest-uri și în dreapta văd că am 274 de dolari și asta nu mai pot să-l fac, minează 100 stone, vrei să fiu un miner, oh, deci 500 de dolari, hai să minăm și 100 de ăsta, doar că faza că mi se cam sparge pickaxe-ul, dar, mi-ajunge de 100, o să spar, cred că la limită o să fiu cu pickaxe-ul ăsta gen.
Ok, deci am terminat și questul acesta cu 500 de dolari și acum am 780 de dolari. Bun, vreau înapoi pe insula mea. Dăm slash is, deja se face și noapte. Ah, uite că avem o sabie, abia acum o văd. Avem sabie. Și ce mai vreau să fac? Mai vreau să fac o chestie. Uite, de să spargem și ăsta, că acușor nu o să mai avem din ce. Așa, fapt, avem o grămadă asta, stai că am uitat cam foarte mult cabă sunt ăsta pentru că l-am spars pe ăla. Asta cu durabilitate mai are 1. Ok, hai să spargem cu el, să nu ne stă în inventar degeaba. Bun, avem ăsta, un topor, sincer, are puțină durabilitate. Vreau să dau shop, dar nu mai știam cum dădeam shop. Daily quest, un minion, colecții, iteme custom, să zice, Raccoon Coins. Uite, cu Raccoon Coins pot să cumpăr rancuri, pot să cumpăr de ăștia crate-uri, vouchere și battle pass-ul pot să-l cumpăr, doar că nu mai știam cum de unde fac rost de din misiunile zilnice, din battle pass de pe store. Dar unde e store-ul? Ba, aparent nu știu pe ce am apăsat și am deschis un vote crate de ăsta și hai să vedem ce item ne pică. Vezi că pică iteme destul de interesante aici. A, bă, dar poate te mai oprești o dată. Să trebuie să apăs eu să se oprească. Opa. Ai primit wall jump boost din cutia vote crate. Folosește papucii ăștia pentru a sări pe pereți. Cum adică? Cum adică sar pe pereți, mă? Vreau să sar pe pereți, bă. Sau? Bă, cum? A, nu pot să pun bloc aici. Ok, nu înțeleg. Vreau să mai deschid crate-uri, ia. Click dreapta să deschizi, click dreapta să vezi contentul. Păi și cum de... Auleu, nu e ok pentru această cutie. Păi și cum cumpăr mă cheie pentru această cutie? Doar din Raccoon Coins de ăsta? Serios că pot să cumpăr doar de aici? No, deci pot să cumpăr cheie doar cu Raccoon Coins. Dar Raccoon Coins pot să cumpăr, am văzut pe site, că pot să cumpăr doar cu euro. Dar nu gen cu banii din joc. Dar cu banii din joc atunci ce fac? Ok, deci aparent întrebăm pe ăștia pe chat. Este o comandă prin care scrii slash shop. Și uite că aici shop-ul, bă, și poți să cumperi diferite, uite, blocuri. Ce blocuri mai poți să cumperi? Pagina următoare. Da, du-te înapoi. Mâncare, sincer, da, într-adevăr nu prea. Am cumpărat cu 5,5 dolari, am aproape 1000. Click stânga să cumperi, click dreapta să vinzi, click din mijloc să vinzi tot. Dar pe eu n-am deloc de ăsta. Și cum fac și eu? Ăsta e 4,75 și ăsta e 5,5. Păi și trebuie să cumpăr, de fapt, este mai ieftin ăsta. Cum cumpăr, stai? Nu poți vinde acest item. Deci cu clickul ăsta, click stânga, deci cu ăsta cumpăr. Și uite, confirmă, raw beef, adaugă 1, adaugă 10. Mi-au 11 de ăstea. Mai adaug, 31. Și cât trebuie să cumpăr? Cât trebuie să plătesc, de fapt? Unde cumpăr mai mult? Unde văd eu cât ar trebui să plătesc? Gata, l-am luat. 833 de dolari mai am. Și acum ne ducem frumos pe slash is și trebuie să facem un furnal. Bă, dar aud un zombie aici. Uite, e fix lângă mine. Stai că vreau să-l omor pe ăsta. Mă scot cu băruș și un creeper de acolo. Vreau să iau astea 4 ca să fac un ăsta, cum se cheamă, un smoker. Dacă merge. Dar n-am făcut furnalul. E bine, n-am făcut furnalul. Bun. Facem ăsta și din ăsta facem așa, smoker. Bun, luăm smokerul și îl punem direct aici. Și acum luăm ăsta și îl prejim. Da, cu ce îl prejim? Stai. De fapt că ăla am văzut că este acolo. Așa că, uite creeper-ul. Uite creeper-ul. One hit i-am dat lui creeper. Oare așa e pe toate serverele, sincer? Nu știu, dar văd că avem aici coal, așa că să luăm noi coal-ul. Și văd că avem și iron, să ne facem mai teme, deci aparent trebuie puțin și pe mine să blăm, nu doar la shop și la spawn și la de-astea. Că face iteme și de aici dacă stai. Ba, am explorat și eu puțin lumea asta și am intrat în casa asta și aparent aici am un furnal și un crafting table și mi-am craftat singur. Hai să vedem ce iteme mai avem prin casa asta, uite, oricum am văzut acolo și un clopot pe care putem să-l dăm, văd că plouă, dar vreau să dorm, dar n-am găsit în shop lână nicăieri. Nu știu de unde pot face rost de lână, doar să cumpăr la cineva, dar cum pot să-i dau ceva? Oliu, stai că de aici cădem dacă murim, gen, dacă cădem. Nu găsesc și eu o apă, gen, să mă arunc. Aha, m-am marcat în greșeală. Și n-am murit. Ok, asta îmi place. Dar unde găsesc și eu lână? Bă, vreau lână, dar nu am lână de nicăieri. Bă, deci am găsit și eu o strategie cum poți să faci bani momentan la început foarte ușor. În primul rând,
trebuie să intrăm pe shop. Așa, intrăm la blocuri, intrăm la cobblestone aici și să vindem tot ce avem pentru 159 dolari, da? Și noi în total avem 2100 de dolari. După, venim frumos la spawn, plecăm la mină. Hai că încet încet am început eu să învăț unde e mina, cam ce faci, cum faci, cum poți face bani. Momentan RC coins, nu prea poratun coins, cum se cheamă aici, nu prea poți face, pentru că ei trebuie doar cumpărați, nu prea poți să-i faci gratis. Dar nu contează, pentru că ne descurcăm puțin și fără. Avem 2100 de dolari și dacă intrăm aici în dreapta, avem aici un pickaxe light. Acest pickaxe îl cumperi cu toate abilitățile de pe el, cumpără cu 100 de dolari aproape și abilități 2, plus 2 damage și 120 mining speed și unbreakable, deci nu se sparge. Ăsta dă 40, nu, ăsta e cel mai OP. Și cu asta uite, vii frumos aici și sparge efectiv, stai că am buții ăia, nu prea am înțeles foarte bine cum funcționează ei, dar uite, vii frumos aici și spargi cât cobblestone vrei. Vii și tot ca băsonul, doar că ți-l fură ăștia când minează pe aici. Dar uite că avem aici o misiune din nou, cu vrei să fii un miner adevărat, minează 15 coal ore în schimbul unei recompense 250 dolari. Vreau să începem și să minăm, să minăm 15 coal, până avem aici o bucată de coal. Este foarte mult coal în mina aceasta, îl minăm pe tot. Cât am minat până acum? O bucată doar? Asta e că n-am luat-o pe asta. Și avem două bucăți, momentan 3, 4, avem 5 bucăți, avem 6 bucăți, avem 7, 8, 9, 10, 11, avem 12 aici, avem 13, 14 și avem 15. Bun, și avem 15 coal. Doar că eu am observat că în mina asta este doar coal și stone, ceea ce înseamnă că e cam dubios pentru că trebuie să fie și alte chestii. Însă, ca să deblochezi și alte chestii, vii frumos aici și ai așa, ai mina de iron. Intră în următorul stagiu al minei pentru a debloca noi iteme unice. Condiții, level 4 de abilitate de miner. Eu momentan am level 2 de abilitate de miner, pentru că atunci când spargem blocul trebuie să scrie mining 2 și trebuie să am mining 4 ca să pot asta, dar ca să fac asta trebuie să spare destul de mult, pentru că... trebuie să par destul de mult pentru că astfel o să fac XP-ul. Dar XP-ul se face atât de ușor pentru că uite, eu sparg un bloc și îmi dă 0,2. Doar că pickaxe-ul ăsta că sparge atât de repede și chiar sparge toate și orice bloc nu sparge, merge gen. Și poți să spargi sau doar stone-ul merge cu el, să se văd. Da, bă, deci doar stone-ul merge aparent la mining. Să minezi doar stone și faci cobblestone-ul ăsta și pe lângă asta faci și puțin bani în inventar. Auliu, a venit ăsta la mine. Bă, level 1 miner, ce faci? Au venit, stai, de unde rămăsesem, că pe lângă asta faci puțin bani în contul tău, deja am 2,2k și aveam 2,1k. Și pe lângă asta faci și cobblestone pe care îl poți vinde și uite, mai faci și coal. Cât costă oare coal-ul? Că nu știu, stai, shop, omort, atât am putut să joc și eu. Intrăm pe slash shop, hai că tot, ce-am scris, mă? Shop am scris. Nu mă dă pe slash shop, am lag de la Wi-Fi sau connected? Ok, deci aparent a dat crash server pentru că momentan este la început și lucrează des la server și se cam dau foarte des restart-uri la server și când a repornit serverul ca o trebuie efectiv nu am mai vrut să filmeze, așa că nu am putut să continui acest episod. Deci aici vom încheia, cam atât cu acest episod, sper că v-a plăcut, nu uitați la subscribe, follow pe Instagram, aveți link în descriere și noi ne revedem data viitoare cu un episod, pa, pa!